În municipiul Chișinău mai sunt locuri în spitalele dedicate COVID? Este foarte complicat, acum vorbesc la propriu, pentru că spitalele strategice sunt câteva spitale pe care le-am făcut integral COVID. Acum am deschis cel mai mare centru, hai să zicem așa, în teren, la Moldexpo, nu știu dacă ați auzit dumneavoastră, centru de triaj, cu 3-4 pavilioane foarte mari, deci și acolo tot este plin. Acum urmează să vedem, suntem pe fir cu guvernul, cu administrația publică centrală, să vedem, noi le-am transmis doleanțele noastre pe partea de organizarea acelor locuri de spitalizare în spitalele departamentale, de exemplu Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, etc. Eu sper că putem să facem față, dar iarăși, ceea ce este foarte important este să avem acest vaccin, nu contează prea mult care este din ele pe care le cunoaștem, eficiente și recomandate de către comunitatea internațională, dar neapărat să ajungă la oameni, pentru că avem și cazuri de reinfectare foarte multe deja confirmate, pentru că ne gândeam eventual poți avea această imunitate colectivă într-un fel, da, pentru o perioadă anumită, probabil că da, avem funcționari în cadrul primăriei, astăzi să fie avut telefon, vă arătam câți avem la nivelul aparatului primăriei, executivului, oameni. Deci aveți cazuri și în primărie? Avem foarte multe cazuri și în primărie și inclusiv de reinfectare avem. Acum se lucrează în sistemul online sau? Avem regim special în care muncim la primăria Chișinău, se lucrează și online, vedem că dacă nu putem utiliza altă modalitate, facem tot posibil ca lucrurile să meargă înainte, ca să nu stagnăm pe o parte sau pe alta. Oricum, exact cum ați spus dumneavoastră, ați avut perfectă dreptate, a fost pusă pe pauză o lume întreagă, noi și între noi asta ar fi una din primele vizite în România, probabil că un an de zile n-am mai fost aici. Și am tot discutat pe Zoom, pe mail, pe rețele de socializare, ne-am dat SMS-uri sau telefoane, dar e cu totul altceva când puteam să vorbim la direct și nu doar prin prisma asta, pentru că toată lumea a rămas într-un fel foarte speriată de ceea ce se întâmplă și a revăzut prioritățile imediat, s-a concentrat în blogul său fiecare. Deci mă refer aici de la cea mai mică întreprindere până la administrare, până la țări, în fine. Și chiar dacă acum înțelegem că pericolul este în continuare unul foarte mare și am auzit că și astăzi Bucureștiul intră pe zona roșie, mi-aș dori foarte mult ca fiecare dintre cei care sunt în zona de risc sau ar putea să ia acest virus, să depășească ușor situația, să rămâneți sănătoși și exact același lucru doresc cu oricărui om.